A câștigat peste $1,000,000 la ruletă într-o săptămână, controlând mișcarea bilei prin telecomandă. Monique Laurent s-a născut în 1948 în Franța. Fratele ei era crupier într-un casino local, iar cei doi au început să se gândească la modalități de a controla rezultatele roții de ruletă. Împreună au construit ceva ce părea imposibil la acea vreme, un receptor radio care putea controla mișcarea bilei. Au apelat la ajutorul unui prieten sculptor care, după multe încercări și erori, a reușit să placeze receptorul în interiorul bilei fără a schimba greutatea. Monique a ascuns semințătorul într-un pachet de țigări pentru a nu trezi suspiciuni, dar tocmai din cauza acelui pachet de țigări au fost prinși. Povestea ei a stat la baza unui film francez lansat în 1984, Le Tricheur.